Salut, camarazi! Astăzi o să vă vorbesc despre crimele de război comise contra românilor în aprilie și mai 1944. De fapt, astea erau bombardamentele aliaților anglo-americanilor contra României. Ținte erau petrolul de la Ploiești și terorizarea populației, pentru că așa cum s-a întâmplat și în Germania de Est, la Dresda, cu în Germania de Vest, la Hamburg, la Dortmund, la Düsseldorf, s-a atacat populația civilă făcându-se crime de război, pentru că populația civilă din România și special din Basarabia nu erau combatanți. Deci ei nu aveau arma în mână, ci au fost măcelăriți ca niște animale de anglo-americani. Așa, era, vă dați seama, era, războiul se întorsese foaia de la Stalingrad, armata română era pe retragere împreună cu armata germană, finlandeză și italiană, aliații japonezi nu au atacat Rusia din partea cealaltă de est să-i prindă în crește, asta a fost o mare greșeală. După 8 aprilie au început să fie bombardați deliberați refugiații români care fugeau din Basarabia și din Moldova românească spre sudul țării. Deci crime bestiale contra refugiaților, copii, femei și bărbați și bătrâni. Deci era o bestialitate gratuită, să zic așa, pentru că anglo-americanii vreau să ajute ofensiva rusească care pornise din Ucraina și avansa pe linia Iași-Chișinău, înțelegeți? Deci pentru românii din Basarabia era o bestialitate, odată că trebuiau să-și părăsească căminele și casele și puțină avere care o aveau și în același timp trebuiau să se ferească de bombele englezilor și americanilor. Deci era un pericol ca lupta să se mute pe teritoriul național, înțelegeți? Deci se fugea, cum v-am zis, toți românii din Basarabia și din Moldova fugeau spre sud. Era o fugă în masă, știți, dezordonată, dar aviatorii americani și englezi puteau să-i bombardeze ca pe niște, cum să zic eu, ca pe niște jaluzele, ca pe niște obiecte neidentificate, să zic așa. Erau ființe umane care erau masacrate, inutil. Pentru că toată populația asta care fugea din Basarabia și din Bucovina și din Ținutul Herța fugeau spre Moldova și din Moldova spre sud, fugeau și din cauza atrocităților armatei ruse, că s-a auzit de violuri, de bătăi, de torture, de împușcături, pentru că pe unde au intrat rușii au făcut numai catastrofe. Țin minte că la Berlin a vrut să-i fure bicicleta unei nemțoaice. Calmucul din armata sovietică trăgea de ghidonul bicicletei și nemțoaica trăgea de roată invers, știți? A rămas celebră poza asta. Peste 100.000 de basarabeni și-au părăsit căminele și casele și-au fugit în fața hoardelor bolșevice care, cum v-am zis, erau de fapt niște hoarde barbare, înțelegeți? Era o chestie că refugiații nu erau aproape, erau cam pe cont proprii, era o ofensivă, cum v-am zis, pe linia Iași-Chișinău, nu i-a ajutat nimeni, deci era un fel de carne de tun. Obiectivele cheie ale anglo-americanilor erau liniile de transport, ca să nu se mai poate transporta muniție sau petrol sau țiței, sau erau capetele de pod, podurile, erau bombe care s-au aruncat în București în neștire. La un moment dat, gara de nord a fost făcută una cu pământul, s-au aruncat 863 de bombe. Ploieștiul a fost și el bombardat pentru odată ca să frângă rezistența, să demoralizeze populația și armata, și după aia Ploieștiul, cu ce era pe lângă el, erau numai sonde de petrol, de acolo se aproviziona și
și armata germană, și română, și italiană, și finlandeză, și ungară. Deci era punctul strategic. Era și pe liniile de transport să transporta și alimente pentru trupele combatante. Vă dați seama, tot ce era pentru front era periculos. S-au distrus în bombardamentele astea 157 de locomotive și 6.000 de autoturisme și autocisterne care aprovizionau trupele române și ale aliaților de nemți, italieni, unguri și finlandezi. Deci toate treburile astea au fost clasate ca crime de război, dar n-au fost cercetate. De ce? Ca anglo-americanii au câștigat războiul, știți? Și întotdeauna învingătorii au dreptate. Și până și astăzi nu ni s-a, am fost jefuiți de niște bani, de niște drepturi, pentru că la sfârșitul războiului americanii le-au interzis nemților să ne mai plătească 10 miliarde în Reichsmark, adică mărci imperiale, să ne plătească pentru datoriile, pentru petrol, pentru gaz și pentru țiței. Până în ziua de azi, Germania datorează României 10 miliarde, dar americanii le-au tăiat din condei ca să le ia ei. Știți că de ce să le ia românii, și care noi am luptat și spre Stalingrad, și spre vest, adică soldații români și tăticul săracu a luptat până la Stalingrad, i-a degerat și două dește și a rămas și sur de ureche, că a sărit cu căruța, cu cai pe o mină în retragere, că la Stalingrad când au dat rușii peste ei, n-au putut să facă față nimeni, pentru că ce se întâmpla? Canalia de Stalin liberase toți generalii și mareșalii care erau arestați în Siberia, în Gulag, le pusese pușca în mână și a zis: uite, tătuca Stalin vă grațiază, puteți să luptați pentru patrie. Dar normal că preferau să moare ca oameni liberi decât ca niște câini înlănțuiți, înțelegeți? Și ei nu luptau pentru Stalin, ei luptau pentru viața lor și pentru Rusia, dar volens nolens implicit îl ajutau pe Stalin. Deci au fost niște atrocități îngrozitoare. Soldații români, 170.000 de soldați români au fost obligați prin declarația regelui să se predea de bună voie la ruși, necondiționat, deci au mers toți în Gulag sau până în lagăre, până Kazahstan, Uzbekistan. Deci o parte din ei care s-au înrolat în diviziile Horia Croșca și Crișan și Tudor Vladimirescu au luptat după aia de la Stalingrad până la Praga și Munții Tatra, și acolo au murit vreo 200.000 de soldați români pentru victoria aliaților. Dar noi, deși am luptat și așa și așa, n-am fost recunoscuți ca Italia, noi am fost recunoscuți ca țară învinsă necondiționat și care s-a predat necondiționat, pentru că regele, cum era un prost, a făcut o mare greșeală, pentru că Italia a avut alt statut și noi am avut alt statut, deși am fost aliați și unii și alții. Deci, camarați, v-am spus despre crimele de război făcute în România în aprilie și mai 1944 de trupele aliate engleze și americane, care au decimat populația basarabeană și moldoveană în fuga lor spre libertate și spre salvare, pentru că ei de fapt preferau să rămână acolo, să rămână sclavii lui Stalin. Înțelegeți că și Stalin, și Churchill, și Roosevelt erau francmasoni, sataniști. Deci îi durea la bască de populația. Populația, mai ales română și basarabeană, erau carne de tun. Deci, camarazi, v-am spus niște atrocități în al doilea război mondial. Sper că v-a plăcut. Dați share, dați like, faceți abonamente și rămânem umăr la umăr precum catarii. Pa, camarazi!